Vă salut pe toți și bine ați venit la concursul de cultură generală Super Oițele Întreabă, copiii răspund. Alături de mine este Nina, bine ai venit. Bună. Da, eu vreau să te întreb acum, îți mai plac animalele, iepurașii, căciucă? Da, iepurașii îmi plac foarte mult. Și ce alte animale îți mai plac? Păi îmi place toate animalele care se găsesc în Peppa Pig. Ah, te uiți la Peppa Pig? Da. Dar acolo sunt mai mult porci. Îs porci, îs oi, îs iepuri, îs... Sunt și oițe pentru că vezi că alături de tine, și fii atentă, că am întrebări, 5 întrebări pentru tine, de cultură general, dacă vrei poți să iei de acolo să te joci. Așa. Și s-ar putea să pleci cu ea, dacă în răspuns corect la întrebările de cultură generală, atenție, sunt pregătite de această oiță drăguță, superoița Sambatela de la Profi, vine de la sâmbătă, da? Pasionată de animale e ea. Bun, ești pregătită pentru întrebări? Da. Bine, prima întrebare. Care este? Cum se numește un grup mare de păsări? Grup mare de păsări se numește stol. Stol, cireadă, turmă, haită. Stol. Și cireada ce e? Cireada e pentru vaci. Așa. Haita e... este pentru lupi. Și turma? Și turma e pentru oi. Bravo, excelent, da, ce complet răspuns, incredibilă ești. Fii atentă. Ce insectă are 8 picioare? Păi în genul. Până nici nu apuc să citesc și îmi spui... Bine, continuă. Furnica, gărgărița, păianjenul sau albina? Păianjen. Știi că aveam o carte de biologie și erau trecuți acolo scorpioni și eram fascinat că era o poză cu un scorpion. Eu credeam că se află numai în alte locuri ale lumii. Și am aflat că în Oltenia se găsesc scorpioni. Eu știu că se găsesc în deșert. În deșert, dar în zone de asta mai... puțin unde, în deșertul Oltenic, și acolo e mai puțină vegetație. Ba nu, fiindcă Europa este singurul continent care nu are deșert. Draga mea, există o mică zonă fără prea multă vegetație unde se găsesc scorpioni în Oltenia. Și chiar e o zonă care seamănă cu un deșert. Am fost în Oltenia și n-am văzut niciun deșert. Da, tu ai fost la meci la Craiova și nici de acolo nu știu la care ai fost. Următoarea întrebare. Am fost la Rojiște. Bravo. Ea nici n-au echipă. Întrebarea următoare. Ce instrument folosește medicul veterinar, pentru că ești pasionată de animale și la fel și Sambatela, pentru a asculta bătăile inimii unui animăluț? Variante. Microscopul, stetoscopul, aparatul de raze X sau tensiometrul? Stetoscop. Stetoscopul te ajută să stai. Stetoscop. Nu. Răspunsul tău final este stetoscop? Da. Răspuns corect, stetoscopul. Da, da, microscopul ce e? Microscopul e ca să vezi virus. Dar nu vreau să-i văd, dragă. Da, dar e ca să e pentru a-i vedea virus. Aia din calculator. Nu, virus, și de pe orice suprafață. Iei cu un bețișor de hârtie și poți să vezi la microscop. Da, da, nu știi ce este aparatul de raze X. Știu ce este, ca să vezi dacă e fracturată mâna sau piciorul. Da, da, nu știi ce este tensiometrul. Tensiometrul e ca să măsori tensiunea și să vezi. Lasă-mă pace, de ce ai venit tu astăzi aici, că le știi pe toate? Am venit să discutăm despre... Bine, hai să discutăm. Mai avem două întrebări. Draga mea, care dintre următoarele animale nu se găsește în România? Ursul polar, ursul brun, lupul sau vulpea? Nu știu. Ursul polar. Nu. Care? Ursul polar este răspunsul corect, într-adevăr. Da. Ce bine. Draga mea, unde trăiește ursul polar? Ursul polar trăiește la Polul Nord. Lupul unde trăiește? Bineînțeles că știi unde, unde trăiește. Polul Nord. Lupul în Polul Nord și vulpea în Polul Sud. În Polul Opus. Da. Da. Bravo.
Felicitări, foarte bun. Care dintre animalele de mai jos, ultima întrebare pentru tine, concentrează-te cu ochișorii mari și frumoși. Care dintre animalele de mai jos nu este mamifer? Câinele, iepurele, găina sau delfinul? Găina! Găina, răspuns corect, dar cum adică nu este mamifer? Ce pentru n-are mamă? Naște ouă. Naște ouă, nu naște pui vii. Naște mai întâi ou. Mai întâi naște ou, da. După se transformă ou în pui, după puiul se transformă în găină și după găina se transformă în cocoș. Corect. Asta este ordinea cronologică a nașterii unui găin sau unui cocoș sau unei găini. Da. Bun. Felicitări, bravo, dar știi foarte multe despre, despre animale. Draga mea, ești una dintre cele mai bune concurente pe care le-am avut la această emisiune concurs. Tu ai fost, uite, o iei pe Sambatela alături de tine, să ai grijă de ea și să te învețe cum să ai și tu grijă de animale. Data viitoare mă voi vedea cu Maria, să știi, pentru că alături de ea va fi superoița Domi Figo de la Profi. Până atunci, toate bune!